Hai, salut și bine ai venit la un nou video în care o să tratăm un subiect pe care mulți dintre voi m-ați întrebat care-i treaba cu el. Da, este un nou video de Q&A în care o să vorbim despre câteva lucruri interesante și practic o să vorbim despre două concepte. Conceptul de freelancing, despre care am mai vorbit, și conceptul de remote working. Practic, ce înseamnă acest remote working sau poate ai auzit ca fiind teleworking sau ca fiind home office. Sunt mai multe denumiri pentru un concept similar. Și o să vedem care sunt părțile bune și părțile mai puțin bune din fiecare. O să le comparăm și astfel încât tu să iei cea mai bună decizie. Care ar fi stilul de lucru, stilul de viață pe care ți-l dorești, pentru că până la urmă la asta se rezumă. Contează foarte mult ce vrei să lucrezi, adică ce are să mergi în domeniul IT, pe ce să te specializezi, dar contează și mai mult, zic eu, care ar fi stilul tău de lucru, în ce mod ai vrea să lucrezi, de unde ai vrea să lucrezi. Pentru că nu se mai pune problema doar de a lucra de la birou, pentru că astea mare majoritatea companiilor mari din România și din afară îți oferă această posibilitate. Mai mult acum se pune problema, ok, când merg la acel birou, ce beneficii am și care este stilul, care este environmentul, care este mediul și care este cultura organizațională din acel business, din acea corporație, din acea companie până la urmă. Pentru că foarte multă lume aude de Google, foarte multă lume aude de Facebook, de toate aceste companii mari care oferă o experiență angajaților foarte, foarte bună. Cum ar fi dacă ai fi angajat într-o anumită companie din domeniul IT și ai avea asigurat absolut tot ce înseamnă mâncare, absolut tot ce înseamnă băutură non-alcoolică, absolut tot ce înseamnă o zonă, un spațiu de relaxare într-un mod gratuit. Sună foarte fain chestia asta și încep să se aplice tot mai mult, încep să apară tot mai mult de astfel de concepte și în România, pentru că până la urmă contează foarte mult nu doar ceea ce facem la locul de muncă, contează foarte mult și cum ne simțim acolo. Și hai să comparăm cele două și cam care ar fi diferența între ele. Cu partea de freelancing bănuiesc că ești destul de familiar pentru că am mai discutat, am vorbit destul de des pe tema asta și aș vrea să spun că zona de freelancing ce înseamnă? Înseamnă că tu ești un liber profesionist. Ai anumite abilități și cu acele abilități tu poți oferi anumite servicii sau produse către un anumit public țintă, să spun așa. Ei bine, acele servicii sau produse te duci în fața unui client, îi spui ce poți oferi, îi dai o anumită cantitate, să zic așa, de preț, care este prețul pe care tu-l dorești, încheiați un deal, încheiați un contract și apoi tu te apuci de treabă. E bine, avantajul pe care l-ai în partea asta este că poți să lucrezi de oriunde. Practic ești flexibil, ești extrem de flexibil cu a lucra de acasă, a lucra din pat, a lucra dintr-o cafenea, a lucra dintr-un birou pe care l-ai închiriat, a lucra de absolut oriunde. Tot ce ai nevoie clar este un laptop și o conexiune la internet pentru a-ți putea face treaba. Asta este avantajul foarte mare pe care freelancing-ul ți-l oferă. Care-i treaba cu freelancing-ul în schimb față de alte tipuri este că freelancing-ul implică ca tu să-ți asumi responsabilitatea că trebuie să mergi în piață și să obții clienți. A obține clienți înseamnă că trebuie să cunoști oameni noi, înseamnă că vei avea poate mai multe întâlniri, înseamnă că va trebui să înveți să comunici, înseamnă că va trebui să înveți să vinzi, înseamnă că va trebui să înveți anumite aspecte care țin de partea de fiscalitate, care țin puțin ușor de business, care țin de aspecte juridice. Deci nu este doar partea aceea de tehnică web programare pe care o faci. Dacă faci doar chestia asta, programare sau IT, orice ar fi, dacă te ocupi doar de partea respectivă, în opinia mea nu o să ai mare succes pe termen lung într-o zonă de freelancing. Dacă tu ești doar expertul și nu înveți și partea cealaltă de a vorbi cu clientul, de a-ți aduce clienți noi, de a comunica, de a închide vânzări, de a fi la curent cu câteva aspecte juridice și fiscale, atunci din păcate nu vei reuși sau nu vei avea un mare succes pe termen lung cu zona de freelancing. Și da, toate acestea, dacă nu știi cum să le managești, duc către o zonă de risc ridicată. Da? Deci poți să ai un risc mai mare ca freelancer. Bun, asta ar fi partea asta. Îți oferă un stil de viață mai liber, mai flexibil. Poți să faci ce vrei, când vrei. Ești teoretic propriul tău șef. Și de asemenea, ai și un grad de risc puțin mai ridicat. În zona cealaltă e zona de remote working, teleworking sau home office, depinde cum home working, depinde cum vrei să le numești. E bine, tot mai multe companii încep să ofere angajaților lor și colaboratorilor posibilitatea de a lucra de acasă. Asta pentru companii
implică mai multe lucruri în plus. Odată, satisfacția angajatului, pentru că e cool să lucrezi de acasă, hai să fim sinceri, dar într-o anumită perioadă de timp nu e cool să fii tot timpul doar acasă. Unele companii spun, ok, tu poți să fii remote, să lucrezi doar de acasă. De exemplu, o companie în care eu am lucrat o perioadă de timp și în care am fost trainer, aveam diferiți colegi care veneau doar o dată pe săptămână la birou. Eu eram în Timișoara, ei lucrau din altă parte, lucrau dintr-un alt oraș, erau în Arad, erau în, nu știu, în Petroșani, erau în alte orașe, oarecum în apropierea Timișorii și veneau o dată pe săptămână pentru a rămâne în continuare în contact cu echipa, pentru a rămâne închegați. Și poate te gândești, ok, dar cum își făceau treaba, cum comunicau? Păi ai o grămadă de tool-uri, o grămadă de canale de comunicare, de la e-mail, la Skype sau Slack. Ai foarte multe moduri prin care poți să comunici cu colegii tăi. Important este să știi că te afli într-o anumită echipă și că tu ai un rol important acolo pe care să îl faci de-a lungul echipei. Da? Pentru că vei avea diferite meeting-uri, vei avea diferite întâlniri, care de obicei se fac o dată pe zi sau o dată la 2 zile, în care se specifică clar fiecare ce face, cum face și când face. Deci, avantajele remote working odată este că, teoretic, să zicem, dacă programul tău începe la ora 9, tu te poți trezi la 8:40, da? Asta ar fi un avantaj, nu mai trebuie să stai în trafic, să pierzi timpul, să faci o grămadă de chestii de genul, dar e important să-l balancezi, pentru că a lucra în mod constant de acasă s-ar putea pe termen lung să-ți creeze frustrare. Eu am pățit chestia asta, să fiu extrem de frustrat și să-mi scadă foarte mult energia și dorința de a face lucruri pur și simplu pentru că stăteam toată ziua în casă. Deci trebuie să-ți găsești câteva moduri prin care să ieși în lume, eventual, nu știu, dacă ai opțiunea, poate chiar poți să mergi într-o cafenea, poate chiar poți să mergi la mall undeva sau un parc, astfel încât să fii într-un mediu mai destin, să spun așa, și în care să poți să-ți faci treaba și să schimbi mediul. Asta e un lucru foarte important, să schimbi mereu contextul în care te afli. Ce îți oferă asta, mai ales când vine vorba de remote working și home office sau cum vrei să le spui, este faptul că tu teoretic ești un angajat într-o anumită companie, ești angajat cu o companie, dar îți oferă foarte multă siguranță în comparație cu zona aceea de freelancing, unde practic tu trebuie să te duci să găsești clienți, pentru că dacă nu găsești clienți, dacă nu ai toate aceste aspecte in place, atunci practic vei muri de foame, să zicem așa, pentru că tu trebuie să produci în momentul respectiv. Când ești angajat, ești un pic mai sigur, să spun așa, din punctul de vedere, pentru că nu este un ritm din acest alert în care trebuie să te duci și să-ți găsești clienți, colaboratori cu care să lucrezi. Tu pur și simplu ai un client mare, poți să o poziționezi așa, ai un client mare cu care lucrezi, care poți să-l spui, băi, ok, eu îți livrez aceste servicii, îți fac aceste lucruri ție, iar tu mă plătești cu atât. Da? Asta este practic contractul pe care tu l-ai cu un angajator, dar știi sigur că în fiecare lună îți vine un venit constant. Astea ar fi aspectele importante pe care să le ai în vedere. Acum te las pe tine să iei cea mai bună decizie, care este stilul de viață pe care vrei să-l adopți. Pe zona de angajat s-ar putea să fii mai restricționat, pe zona de freelancing s-ar putea să fii mai flexibil. Eu am trecut prin ambele, pot să spun că cel mai mult mi se potrivește aceasta de freelancing, ba chiar mai mult, există și mai mult decât freelancing, există zona de antreprenoriat. Aceea zonă este perfectă pentru mine și acolo mă simt cel mai bine, ceea ce fac în momentul de față. Cam asta ar fi câteva aspecte și înainte de a încheia acest video vreau să fac un anunț, și anume faptul că urmează câteva schimbări majore pe care o să le fac. Cum știai până acum în online, lucrurile se vor schimba destul de mult și urmează în curând să fac câteva anunțuri pe tema asta. Dacă ești interesat și vrei să afli printre primii ce se va întâmpla, ce voi schimba, ce fel de ofertă voi face pentru tine, îți dau opțiunea de a merge mai jos, de a apăsa pe linkul din descriere și a te înscrie într-o listă unde o să anunți și vei fi primul care vei afla toate aceste noutăți despre care vorbesc aici și despre care o să vorbesc în continuare, pentru că ceea ce pregătesc este un concept de care sunt mega entuziasmat, este un concept unic în România, nimeni nu face așa ceva și o să te ajute pe tine extraordinar de mult și extraordinar de rapid să obții rezultatele pe care ți le dorești în cariera ta din domeniul IT, să dobândești abilități noi, să dobândești abilități noi într-un mod practic, într-un mod stabil, sustenabil, să spun așa, într-un mod care să te ajute să obții rezultate rapid și să te angajezi sau să treci la next level în cariera ta. Până la data, dă click pe linkul de mai jos din descriere și lasă comentarii aici, pentru că sunt foarte curios care este opinia ta între zona de remote working și zona de freelancing. Ce părere ai de cele două? În care dintre aceste categorii ești? Sau în care dintre aceste categorii ți-ar plăcea să ajungi? Și poate în următoarele video să spun și cum poți să ajungi în aceste lucruri. Dar până atunci,
Asta a fost conceptul de data aceasta. Ia cea mai bună decizie pentru tine, vezi care ți se potrivește și ne vedem în video următor. Până una alta, nu uita să apeși pe linkul de mai jos din descriere. Vorbim în curând.